Așadar, războiul civil de la OpenAI s-a încheiat cu victoria lui Sam Altman. Compania a anunțat că fostul CEO va reveni la șefia companiei, care va avea și un nou comitet executiv fără Ilya Schutzfecker, cel care a înlăturat pe Altman în urmă cu 5 zile. Discut despre ultimul eveniment cu Sebastian Ujică, editor Aleph News. Bună dimineața, Uji! Ce s-a anunțat în această dimineață? Bună dimineața, Tatiana! Iată că toată această sagă s-a încheiat în urmă cu 2 ore. OpenAI a anunțat un acord de principiu cu Sam Altman ca acesta să revină. El este practic noul CEO și va exista un comitet executiv nou format din Brett Taylor, Larry Summers și Adam D'Angelo. Altman a scris la rândul său că pe ex că iubește OpenAI și că tot ce s-a întâmplat în ultimele zile a fost pentru a asigura viitorul echipei. În schimb, din conducere dispar Helen Toner, Tasha McCauley și cofondatorul OpenAI, Ilya Schutzfecker, cel care îl anunța vinerea trecută pe Altman că va fi dat afară. Nu este totuși un deznodământ tocmai surprinzător asta după ce șeful Microsoft, Satya Nadella, spunea luni seară că nu este sigur dacă Altman va veni la Microsoft sau se va întoarce la OpenAI. Apoi a venit răscoala angajaților care cereau demisia conducerii și revenirea lui Altman și iată că dorința lor a fost îndeplinită. Nu este însă clar ce se va întâmpla cu Emmett Shear, cel care a fost CEO interimal, însă foarte probabil se va despărți de OpenAI, cu atât mai mult cu cât au apărut seara zvonuri că vrea să renunțe după răscoala angajaților. E clar că un cuvânt important l-a avut și Microsoft, Altman menționându-l pe Satya Nadella în mesajul său. Uji, îți mulțumim!